Bună ziua tuturor! Astăzi vreau să vă fac un anunț, o invitație la meditație. Astăzi, în data de 21 martie 2020, la ora 20, voi susține o meditație, o continuare, aș putea spune, a meditației de aseară, de pe data de 19 martie 2020. Toți suntem în această energie a echinocțiului de primăvară și atunci m-am gândit dacă nu s-a putut să nu s-a permis să ajungem la Sarmisegetusa Regia în această tabără inițiatică pe care o aveam pe weekendul acesta, să rămânem totuși în vibrația acelor locuri, să ne conectăm la energia străbunilor noștri, la mesajele care vin din acea zonă sacră, la acel portal către alte dimensiuni și prin transmiterea care va fi, să vedem ce va fi, da, în seara aceasta, vedem ce mesaje mai primim. Vreau să vă prezint, pentru că am primit câteva întrebări în particular vis-a-vis de noul meu decor. Este un tablou pe care l-am în sufrageria personală de acasă. Este un tablou realizat în 2017 de către Robi, așa îl știm. Aceasta este semnătura artistului. Un artist croat pe care l-am întâlnit în tabăra inițiatică pe care o organizez în fiecare an în insula Tasos. Deci el este din Croația, dar vara și-o petrece în insula Tasos și abia aștept să ne revedem, zic eu, și în acest an, în septembrie, la începutul lunii septembrie 2020. Am o tabără inițiatică în insula Tasos. Aș vrea să vă prezint de ce, pentru că sunt foarte multe elemente și el este deschis spre partea de spiritualitate, este prieten cu mine și pe Facebook. Este un artist care are deschise canalele de comunicare și cu alte lumi și astfel a putut capta prin inspirație imagini din alte dimensiuni, din dimensiunea lui interioară, din dimensiunea lui subtilă, așa cum a fost inspirat. Vedem aici foarte multe detalii aduse, să zicem așa, aspecte ale vieții universale. Observăm piramide, sfere, spații sacre de conectare, imagini dintr-un viitor, da? Sau ceea ce considerăm noi ca fiind viitor, dar este un prezent probabil, cu siguranță, sau mai mult ca sigur, al unei alte dimensiuni, pentru că noi nu ne putem imagina ceva ce nu există în realitatea obiectivă a universului. Deci chiar și atunci când zicem că visăm cu ochii deschiși sau când artiștii prezintă sub diverse forme, sub pictură, compoziții muzicale sau chiar și prin scriere, ei când redau ce numim noi o poveste, da? Sau ceva fantastic, e, acel fantastic n-are cum să fie chiar de nicăieri, da? El este de fapt captat dintr-un câmp al conștiinței universale, din câmpurile informaționale și poate fi redat, cum spuneam, prin aceste conexiuni cu alte dimensiuni, sub diverse forme. Deci gândiți-vă că ceea ce vedem noi într-o operă de artă există, de fapt, și într-o altă dimensiune. Așa se explică, de fapt, și în situația regizorilor sau scenariștilor, în primul rând, al celor care fac filme, de exemplu, de tip SF. Da? Este acolo o realitate care, la un moment dat, observăm că ea se împlinește, ceea ce considerăm noi că este acum de domeniul științifico-fantasticului, da? Ceva futurist, de neconceput. În timp, peste câțiva ani, constatăm că și tehnologia actuală ajunge, deci actuală în sensul tehnologia pământeană a dimensiunii noastre, ajunge la acei parametri și atinge ceea ce era de neimaginat pentru omul anului, să zicem, în urmă cu 20 de ani, cu 30 de ani, ajunge să fie cât se poate de concret. De exemplu, telefonia mobilă. Haideți să ne dăm seama, să ne aducem aminte când au apărut primele forme de transmisii, le vedeam în filme, da? Aflați că ceea ce apare la nivel public sau chiar și în imaginația creatorilor, da, cum spuneam, artiștii de toate tipurile, geniile care, sau inventatorii care au acces la informație, toate lucrurile astea se produc
cu mult înainte de a fi cunoscute de mase sau de publicul larg sau să ajungă să se materializeze în dimensiunea noastră. Aici ați văzut că și în cadrul emisiunii Turism, Spiritualitate, Autocunoaștere apare acest decor și apare un fragment din tablou. Ce observăm aici, acum puteți vedea mai bine în detaliu, este un dragon. Asta ca să înlăturăm orice temere sau interpretare eronată, sunt dragoni zburători, deci este o lume fantastică, un izvor al vieții, generator de viață, pomul vieții, putem interpreta. Deci într-o pictură, artistul vorbește pe mai multe înțelesuri sau aș putea spune că mesajul unei picturi este interpretat de cel care o privește. Da? Frumosul se spune că este în ochii privitorului. De asemenea, mesajele subtile sunt transmise și captate în funcție de rezonanța și vibrația sufletului nostru. Este foarte greu să descrii din punctul tău de vedere ceea ce poate conține o anumită operă sau o interpretare a unui mesaj. De aceea și sesiunile mele de channeling eu nu le interpretez, ci pur și simplu le las pure așa cum vin și cum ați asistat și voi la meditația de aseară, pe care vă recomand să o revedeți sau să refaceți acea meditație și cei care ați fost activi, că ori de câte ori se repetă acea meditație, ea menține câmpurile deschise, permite generarea și materializarea cât mai rapidă în planul concret al dimensiunii noastre. Metoda pe care eu o folosesc și susținerea mea pentru umanitate în aceste timpuri constă tocmai în acest suport de a lucra asupra informației cu credință și cu forță, astfel încât să pătrundă în câmpul material, să se materializeze acele aspirații de ale noastre, acele dorințe de ale noastre de o lume mai bună, de a depăși anumite momente, de a distruge coronavirusul, da? De a face ca lucrurile să se îndrepte, să intre într-o o sferă a normalității. Ce aș vrea să vă spun referitor de această normalitate? Clar, după un astfel de episod la nivel mondial, această încercare prin care cu toții trecem, lumea nu va mai fi la fel. Și mesajele vin să se confirme unele pe celelalte, o să dau mai multe detalii în transmisiunea pe care o să o fac astăzi și la care vă invit la ora 20, da? Astăzi fiți pe recepție, voi face tot așa un colaj de informații care sunt inspirate să le transmit în acest moment și prin prisma observațiilor imediate pe care le-am realizat, dar în același timp va fi și o meditație. Deci pregătiți-vă la ora 20 să ne reîntâlnim. Până atunci, abonați-vă la canalul de YouTube Dimitria Puchiu, pentru că acolo eu postez toate aceste înregistrări, toate aceste live-uri pe care le fac. Și este important să înțelegeți că nu se știe niciodată ce se întâmplă cu conexiunile de pe Facebook, cu înregistrările de pe Facebook. Ele sunt salvate pe canalul meu de YouTube și le puteți astfel accesa fără a fi întrerupte. Ați observat, de exemplu, ieri a fost un episod când am fost sunată în timpul live-ului, bănuiesc eu că din greșeală, și s-a întrerupt prima parte, introducerea, să zic așa, a sesiunii de ieri a fost întreruptă. S-a refăcut conexiunea, dar au fost mici sincope. Ați pierdut anumite informații, cei care v-ați rezumat să vedeți doar înregistrarea de pe Facebook. De aceea, imediat, tot aseară, am descărcat înregistrarea de pe camera video, am urcat-o pe canalul de YouTube și astfel ați beneficiat de toată informația neîntreruptă. Bineînțeles, auzindu-se fundalul sonor și al telefoanelor, dar n-ați pierdut informația. Asta este important să înțelegeți. Deci vă invit să vă uitați pe site-ul meu pe www.travelinfinit.ro pentru a vedea și călătoriile care urmează în 2020. Încercați să înțelegeți, să trăiți cu toată ființa voastră, să înțelegeți că și de voi depinde viitorul de mâine. Da? Începând din acest prezent, deci nu vă gândiți că este ceva, știu eu, inexplicabil, o imaginație, da?
Aduceți acea imaginație în concret, în real. Că practic, prin lucrul cu informația, noi asta facem, materializăm, pentru că suntem co-creatori. Fiecare ființă umană are această forță prin credința sa nezdruncinată. Încercați să evitați cuvinte, știu eu, sper să fie mai bine, poate mâine, poate poi mâine, știu eu când. Nu mai creați astfel de programe care să vă îndepărteze de rezultatul pe care îl vreți să-l obțineți acum. Da? Știu, ăsta este cuvântul pe care ar trebui să-l corectați în exprimările voastre, tocmai pentru a deveni co-creatori. Da, știu că este posibil, știu că pot să călătoresc, știu că pot să înving în această luptă cu coronavirusul, știu că sunt sănătos, vă recomand, fac un apel exact cum vedeți peste tot, toți formatorii de opinie fac aceleași apeluri. Stați în casă, dacă stăm concentrați, dacă toți am ascultat, dacă am avea acea conștiință, da? Toți la unison, haideți să înțelegem că este spre binele nostru cel mai înalt. Da, este un sacrificiu probabil pe care îl considerăm prin lipsa de libertate de manifestare în exterior, dar câștigăm cu totul altceva. Ne regăsim pe noi, regăsim familia noastră, apropiații, avem posibilitatea să transformăm locul, casa în care stăm, în acel acasă, așa cum m-a inspirat și în emisiunea pe care am văzut-o astăzi la Florentina Fântânaru. Felicitări, Florentina, pentru o emisiune extraordinară și invitatei tale, doamna psiholog, care a dat acest mesaj. Haideți că avem posibilitatea acum să ne dăm seama care sunt adevăratele valori. Da? Să reformulăm, să ne reformulăm viața și trebuie să înțelegeți că schimbarea începe acum. Vrem să se schimbe ceva, nu aștepta să vină de undeva din afară, și de tine, dragă omule, depinde această schimbare. Deci schimbă-te tu. În primul rând, nu întâmplător a venit acel mesaj și am scris un capitol întreg în volumul 4 din seria Călător în Infinit, Noi și civilizațiile extraterestre, referitor la sistemele de credință. Ei, despre asta este vorba. Da? Despre aceste reformulări a punctelor de referință, a principiilor pe care le avem, să ne recalibrăm și să ne dăm seama odată pentru totdeauna ce este eficient, ce contează de fapt cu adevărat în viață, da? Decât, cum spuneam, să stai și să aștepți să spice de undeva din cer, să-ți facă cineva ceva așa, un cadou peste noapte, se întâmple un miracol. Miracolul este în tine, omule. Până nu ți înțelegi potențialul, până nu-l conștientizezi pe acest potențial interior, lucrurile nu se vor schimba. Lumea aia mai bună pe care tu aștepți nu va veni dacă tu nu conștientizezi. Da? Haideți să ne mobilizăm, să vedem ce resorturi interioare avem, deci fiecare prin forțele sale, prin puterile pe care le avem, în primul rând cele interioare, da? Lucrând cu informația, da? Canalizând-o prin energie, prin vibrația noastră, o aducem în material și materializăm. Da? Înțelegeți că sunt lucruri cât se poate de concrete, științifice, demonstrate. Avem această putere, nu doar sfinții, nu doar anumite persoane super spiritualizate. Despre asta este vorba în încercarea asta. Este ca omul să înțeleagă pentru o dată și pentru totdeauna că are acel potențial în el de vindecător, de luptător, de maestru, de lider. Descoperiți-vă toate aceste virtuți din interiorul structurii voastre informaționale și puneți-le la treabă. Da? Nu mai stați și așteptăm cu genunchii plecați și cu lacrimi de crocodil. Doamne, ce mă fac? Disperarea nu aduce la nimic, da? Nu aduce nimic bun. De tine depinde, dragă omule, să faci ceva concret. Eu ofer în această perioadă posibilitatea să aveți acces gratuit la informația aceasta. Da? Eu, în mod normal, lucrurile astea le explic în călătoriile inițiatice, în cursuri, în conferințele pe care le susțin. Fac această concesie pentru a le oferi gratis, tocmai pentru ca din ce în ce mai mulți oameni să nu se mai împiedice de factorul financiar și să zică
știi, eu nu-mi permit, aș vrea, dar nu am buget și așa mai departe. Nu mai ai nicio scuză. Acum ai și timpul, universul ți l-a dat, da? Și în al doilea rând, ai și posibilitatea aceasta de a lucra și de a face, să devii din forma pasivă, din frunză în vânt, da? Sau purtată de vânt, să devii un stâlp, da? De neclintit în lumea aceasta, în societatea ta, în viața ta. Să-ți recapeți, să-ți revendici această putere interioară și să o manifesti. Nu este greu, nu este nicio filozofie, nu trebuie să știi, știu eu, câte cursuri sau câte inițieri să ai pe diverse domenii de dezvoltare personală. Începe în acest moment. Oricând există un început. Da? O să ți se pare probabil mai dificil că na, mergi în virtutea inerției, principiilor vechi, tot încă ești tributar sistemului vechi, da? Aflați că schimbarea planetară la momentul acesta vorbește despre reformulare de sisteme, reformulare de viziune asupra vieții, de recentrare și descoperirea valorilor autentice ce consideri tu ca fiind un model, da? De demn de urmat, de a descoperi ce este important să faci în această viață, să nu mai pierzi timpul, să nu mai amâni anumite decizii pe care le simte sufletul tău și mintea ta să zică, e, lasă că mai am timp. Uite că sunt momente în care nu mai există acel timp sau acel timp nu se mai întoarce. Amintește-ți lucrurile astea și după ce vom ieși din perioada asta. Și nu mai pierde timpul și investește-l în structura ta. Energia canalizează-o spre tine. Deci, vă invit încă o dată, de seară, da, la ora 20, în seara aceasta la ora 20, să fim împreună, să lucrăm împreună, să fim părți active, să aducem lumea aceasta mai bună, pe care acum o creăm mental, să o aducem în planul material. De noi depinde vindecarea planetară, vindecarea noastră, vindecarea semenilor noștri. De noi depinde tot ceea ce este omenește posibil, da? Tot ce ne este dat în structura noastră de către creatorii noștri. Revenim și încă o dată vă sfătuiesc. Observând numărul de distribuiri, uitați-vă și voi, se vede cu ochiul liber, proporția între like-urile care se dau, da, aprecierile, persoanele care sunt și active și urmăresc în live aceste meditații și numărul de distribuiri. Încă suntem departe și vă spun cu durere, pentru că încă n-ați conștientizat, nu toți au-ți conștientizat, cât de important este să-ți asumi, că despre asta este vorba, de a-ți asuma ceea ce ești. Curajul. Învățați ce înseamnă acest curaj acum. Da? Nu mai vă cenzurați, nu mai vă autocenzurați de frică cum vă judecă lumea, da? Mai ales, ce să zic, nu că am pretenții, dar mă așteptam cel puțin, mai ales la persoanele care sunt foarte apropiate de mine, da? Și pe care le cunosc, să facă acest gest. Și în continuare încă nu-l fac. Da? Mai ales că este ceva gratuit. Da? Nu te costă nimic. Da? Efortul este doar la un click distanță. Să dai pe mouse, da? Să dai un copy-paste sau să dai un distribuie. Da? Gândește-te că lucrurile se vor schimba când vom conștientiza ce înseamnă puterea ta de creator? Ce înseamnă să vrei să te implici activ, să ieși din starea asta de pasivitate? Cu ochii legați și tot timpul să stați să vă gândiți că vai de mine, există manipulare. Da, dar cine permite manipularea dacă nu doar oamenii slabi pot fi manipulați? Ridică-te din genunchi, da? Reușește acum, în acest prezent, acum, să faci acea transformare interioară. Să-ți revendici puterea și să faci ceva pentru prezent, da? Pentru acest prezent și pentru tine. Deci, cu încredere, cu forță, cu putere, mergem mai departe și vă invit să fim împreună la ora 20, la
o nouă sesiune de transmitere de informații, dar și de meditație activă cu efect terapeutic colectiv, general. Vă aștept cu drag și amintește-ți ce ești și astfel lumea este schimbată. O seară bună, o zi bună!